Aș vrea doar să deschideți Biblia și dacă nu aveți Biblia la voi, să vă deschideți inima. Și chiar dacă o aveți, deschideți-vă inimile. Evanghelia după Luca, al doilea capitol, pagina 987. Fragmentul biblic de la versetul 1 la versetul 7, citit de atât de multe ori cu ocazia sărbătorii nașterii Mântuitorului Iisus. Evanghelistul Luca, în capitolul al doilea, de la versetul 1, ne prezintă momentul acesta în felul următor. În vremea aceea a ieșit o poruncă de la Cezar August și pentru eventuali iubitori de istorie, și sunt convins că sunt destui, acest Cezar August, acest împărat roman, avea numele întreg Iulius Cezar Octavian. Deci în vremea în care împărat la Roma era Iulius Cezar Octavian, a ieșit această poruncă să se înscrie toată lumea. Versetul al doilea spune, înscrierea aceasta s-a făcut întâia dată când era bregător în Siria, Quirinius. Versetul 3, toți se duceau să se înscrie, fiecare în orașul natal, fiecare în cetatea lui. Și dacă sunteți curioși la ce se referă Biblia când vorbește despre această înscriere, de asemenea, cred că cei mai mulți dintre voi știți deja asta, era vorba de lista de impozitare. Romanii aveau nevoie de bani pentru ca mai apoi să cucerească o grămadă de teritorii, să-și construiască celebrele drumuri romane, pe care mai apoi avea să fie dusă Evanghelia. Așadar, listele acestea erau listele celor care urmau să plătească impozit în Imperiul Roman. Vă imaginați că oamenii nu mergeau cu mare bucurie să se înscrie pe lista de impozitare. Iosif s-a suit și el din Galileea, din cetatea Nazaret, un oraș, un sătuc, o localitate măruntă. Nazaretul nu era un oraș, nu era o localitate importantă. Din cetatea Nazaret, ca să se ducă în Iudeea, în cetatea lui David, numită Betleem, pentru că era din casa și din seminția lui David. Să se înscrie împreună cu Maria, spune aici traducerea Cornelescu, logodnica lui, dar noi știm că la evrei căsătoria era în două etape, de fapt ei au trecut doar de prima etapă a căsătoriei, momentul în care se semna contractul de căsătorie și apoi la un an de zile aproximativ cei doi aveau ceremonia nunții și abia apoi trebuiau să locuiască împreună. Să se înscrie împreună cu Maria, logodnica lui, care era însărcinată. Pe când erau ei acolo, s-a împlinit vremea. Cu siguranță aceste cuvinte, celor care cunosc Scriptura, le amintesc de epistola lui Pavel către Galateni. La împlinirea vremii. S-a împlinit vremea. S-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria. Și a născut pe fiul ei, cel întâi născut. L-a înfășat în scutece și l-a culcat într-o iezle. Și ultima propoziție sună atât de trist peste viacuri și parcă valabil de 2000 de ani. Pentru că în casa de poposire, în acel hotel, în acel han, în casa de poposire, în acel loc umil, nici măcar acolo nu era loc pentru ei. Veți primi o mulțime de mesaje de sărbătorile acestea care în esență vor spune același lucru. Sărbători fericite. Eu nu vă doresc sărbători fericite. Vreau ca voi să fiți fericiți. De fapt, anul acesta nici sărbătorile nu sunt chiar atât de fericite. Zâmbesc destul de trist. De fapt, sărbătoarea nașterii Domnului Iisus este despre bucurie și mai exact despre bucuria împlinirii promisiunilor lui Dumnezeu. Nu sărbătorim astăzi în condiții ideale, dar promisiunile lui Dumnezeu rămân ideale. Circumstanțele pe care le traversăm zilele acestea nu sunt perfecte, dar promisiunile lui Dumnezeu rămân perfecte. Și de aici e bucuria pe care noi ar trebui să o avem.
În Vechiul Testament e un verset ciudat. E o promisiune pe care Dumnezeu o face acolo legată de nașterea Mântuitorului Iisus. O promisiune rostită de profetul Isaia în capitolul al 7-lea. Într-un context interesant. De foarte multe ori cităm acest verset acum de sărbătoarea nașterii Mântuitorului Iisus. Mă refer aici la Isaia, capitolul al 7-lea, versetul 14. De aceea, Domnul însuși vă va da un semn. Și care-i semnul? Iată, fecioara va rămâne însărcinată și va naște un fiu și îi va pune numele Emanuel, care înseamnă Dumnezeu este cu noi. În ce context rostește Isaia profeția aceasta? În contextul în care evreii erau într-un conflict cu sirienii. Împăratul evreu Ahaz tremura, gândindu-se că s-ar putea ca națiunea lui Israel să piară în vremea în care el era împărat. Și în acest context, Dumnezeu îi se adresează lui Ahaz, care conducea pe Israel și implicit poporului prin el. Cu 750 de ani înainte ca Mesia să se nască. Și spune, nu vă temeți, bucurați-vă, eu voi fi cu voi, sirienii nu vor reuși să vă biruiască și vă dau un semn ca să vă încredeți în mine și pentru ca să fiți bucuroși. Și care-i semnul? Semnul e acesta, din versetul 14. Iată că fecioara va rămâne însărcinată. Dar semnul se împlinește peste 750 de ani. Mi s-a părut întotdeauna ciudat versetul acesta în contextul lui. L-am înțeles mai bine ca niciodată în perioada aceasta. În contextul în care poporul tremura de frică, gândindu-se la soarta națiunii lui Israel, Dumnezeu le spune, nu vă temeți, sirienii nu vor reuși să vă doboare, pentru că odată, în viitor, în acest neam, în acest popor, va coborî Dumnezeu prin Hristos. Adică, câtă vreme Dumnezeu are de lucru cu noi, putem fi încrezători în El. Știu, unii trăiesc teribil momentele din ultima vreme. Vreau să primim această promisiune din partea lui Dumnezeu în această seară și vreau să spun ceva. Câtă vreme Dumnezeu are de lucru cu tine, să nu-ți fie frică de absolut nimic. De fapt, în sensul acesta rostește Isaia profeția evreilor care tremurau de frică cu gândul că s-ar putea să dispară ca națiune. Dumnezeu le spune, nu vă temeți, peste 750 de ani voi lucra în poporul acesta. Vreau să spun, dragul meu tânăr, Dumnezeu are de lucru cu tine. Și câtă vreme Dumnezeu are un plan cu viața ta, tu poți fi bucuros, chiar dacă circumstanțele nu sunt perfecte, chiar dacă situațiile pe care le traversăm în momentul acesta nu sunt ideale, promisiunile lui Dumnezeu rămân ideale și promisiunile lui Dumnezeu rămân perfecte. De aceea vorbim despre bucurie acum. De aceea nu v-am dorit sărbători fericite, ci vă doresc să fiți voi fericiți. Și fericirea voastră să se clădească pe un singur lucru, pe promisiunile perfecte ale lui Dumnezeu. Nu vă bazați viața pe lucrurile acestea care trec. Circumstanțele vieții sunt atât de schimbătoare, dar promisiunile lui Dumnezeu rămân valabile. De aceea suntem bucuroși. Chiar dacă, încă o dată vă spun, sărbătorile nu sunt foarte fericite și zâmbesc destul de trist înspre noi. Îmi amintesc de prima dată când am fost cu Colinda. Era în 1988. Nu mă uit în ochii voștri, cu toate că acum cu masca avem un avantaj. Ne uităm mai mult unii în ochii celorlalți. Dar știu că orice întâmplare care începe cu 1988 nu e prea încurajatoare pentru cei care ascultă. Promit însă că revin rapid în anul 2020. Era așadar în 1988. Comuniștii ne luau întotdeauna curentul de sărbători să simțim fiorul sărbătorii. Eram în sat, un sat risipit pe niște dealuri la marginea județului Bihor și bunicul îmi povestea de primii colindători din istorie. Apropo, știți cine au fost primii colindători din istorie? Primii colindători din istorie, știți, răspund și eu așa cum răspundem la școală când încercăm să tragem de timp. Care au fost primii colindători din istorie? Deci, primii colindători din istorie au fost
Deci primii colindători din istorie au fost îngerii. Când pe câmpiile Betleemului au colindat cu colindul dumnezeiesc, slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. E adevărat că Biblia nu ne spune nicăieri că îngerii ar fi cântat treaba asta, dar cu siguranță au spus-o. Și ăsta a fost primul colind din istorie. Și bunicul avea un dar de povestitor fenomenal, excepțional. Era întuneric în casă, focul ardea liniștit în sobă, aveam doar puțină lumină, lumina de la flăcările ce ardeau liniștit în sobă. Și bunicul ne povestea despre cât de frumos cântau primii colindători din istorie. Și în timpul în care el ne povestea, un grup de colindători pe care noi n-aveam de unde să-l știm că e în dreptul casei noastre, s-a oprit în dreptul casei noastre și a început să colinde. O, ce veste minunată! A fost un moment de grație în care am avut senzația că aud la propriu cântând îngerii. Asta se numește în limbaj teologic angelofanie. Sigur, în vremea aceea nu aveam cuvinte atât de mari, eram în satul Șerghi, județul Bihor. Și pentru o clipă am avut senzația că aud la propriu cântând îngerii, așa că l-am oprit pe bunicu și i-am spus: bunicule, ascultă, cântă îngerii. Și a fost un moment în care și el a pus la îndoială treaba asta, s-a oprit din povestirea lui, povestea totul, parcă era Aievia, eram acolo teleportat pe câmpiile Betleemului și pentru un moment s-a oprit și el, a ascultat, am auzit un acordeon și am zâmbit. Și am zis: ăștia s-ai noștri, de la Biserica Pentecostală. S-au oprit îngerii cu acordeon în seara aceea în dreptul nostru. Și apoi, pe străzile întunecate ale satului nostru, am dus vestea întrupării lui Dumnezeu în umanitate, prin Hristos, cu fețele noastre. Străzile nu erau împodobite, aveam un singur bec de obicei pus în fața primăriei, dar cei mai mulți copii aveau câte o praștie și nu eram prea civilizați. Motiv pentru care becul nu rezista prea mult. Dar întotdeauna când sărbătoream nașterea Domnului Iisus, pe străzile întunecate ale satului nostru, vestea coborârii lui Dumnezeu în Hristos lumina efectiv străzile cu bucurie. Și despre bucuria aceasta, care se bazează pe promisiunile lui Dumnezeu, am venit să vă vorbesc în această seară. Și bucuria aceasta aș vrea să o avem în sufletul nostru, chiar dacă circumstanțele pe care le traversăm în momentul acesta nu sunt perfecte, bucuria prezenței lui Dumnezeu în viața noastră totuși poate fi perfectă. Am un gust, știți, suntem penticostal pe de-o parte, sunt pe de-altă parte bihorean și întotdeauna, oricât de mare ar fi bucuria, parcă e și puțină tristețe acolo. De ce vă spun asta? Întotdeauna când mă apropii de sărbătoarea nașterii Domnului Iisus, îmi amintesc că în urmă cu 10 ani am fost să mă rog pentru o fetiță cu numele Iulia, ce era bolnavă de cancer. A doua oară bolnavă de cancer, avea atunci vreo 4 sau 5 anișori. M-am dus chiar înainte de sărbătoarea nașterii Domnului Iisus, cam cum e acum, la câteva zile înainte. M-am dus cu părinții ei undeva în Timișoara, la secția de oncologie, să mă rog pentru fetița aceasta care era bolnavă de cancer. Copiii au sărbătorit, au făcut o sărbătoare și au colindat. Și când păstorul vostru vorbea despre cum ar trebui noi să cântăm în această zi, mi-am adus aminte de fața copilașilor bolnavi de cancer. Erau cu toții tunși la zero, ca semn că treceau prin iadul citostaticelor, și cântau colindul strămoșesc, național, nu-l cântau perfect, voi ați cântat extraordinar, nu aveau o voce prea grozavă. Dar îl cântau cu fețele lor magnific și m-am gândit, trebuie să sune tare frumos în auzul lui Dumnezeu colindul acesta, pentru că ei cântau colinda pe care o știți și voi. O, ce veste minunată, în Betleem ni se arată, astăzi s-a născut cel fără de început, e cea mai mare taină a umanității, dar ar fi cineva acum destul de bun la matematică să-mi poată explica într-o formulă matematică sau cumva rațional cum anume Dumnezeul infinit,
devine cumva finit într-un copilaș ținut în brațe de Maria. Astăzi s-a născut cel fără de început, aici e taina întregului Crăciun. Și cântau copilașii ăștia cu fețele lor, radind de bucurie. Nu cântau grozav, nu aveau o voce foarte bună, nu cântau în aceeași gamă, dar cântau cu fața lor. Și aveau o bucurie, parcă venită dintr-o altă lume. Și mi-am adus brusc aminte de întâlnirile noastre de sărbători și mă gândesc cu groază într-un fel, și nu vă supărați că spun treaba asta, că și săptămâna aceasta vom avea o mulțime de programe. Mi-amintesc de toți cei care ne strângem de obicei de sărbători, mult prea sătui, români fiind, de sărbători, mult prea obosiți de cele mai multe ori. Îmi amintesc de felul în care cântăm noi despre bucurie. Astăzi s-a născut, ce mare bucurie, dar de foarte multe ori bucuria aceasta nu se reflectă absolut deloc în viața noastră. Și acum am găsit și momentul ideal. E o epidemie, avem toate motivele să fim triști. Și chiar dacă circumstanțele în care ne aflăm nu sunt perfecte, vreau să vă reamintesc, Dumnezeul nostru rămâne perfect, promisiunile Lui rămân perfecte, iar acest lucru ar trebui să ne aducă bucurie. Îmi amintesc și acum că am înmormântat-o pe Iulia la 2 ani de la acel Crăciun. Era iarnă și ningea afară. Nu voi uita niciodată. Și mă gândeam la înmormântare despre ziua în care va fi învierea morților. Și ăsta e motivul pentru care suntem bucuroși în această zi. Mi-a plăcut atât de mult ce a spus Cornel la începutul întâlnirii noastre, citând din Părinții Bisericii, că Dumnezeu a coborât pentru ca noi să putem zbura și Dumnezeu Hristos a venit și a murit. A murit în afara cetății, cum zice autorul Epistolei către Evrei, pentru că nici când s-a născut și nici când a murit și când a murit, n-a fost loc pentru el nici în casă și nici în cetate. Și acum am să vă spun că de foarte multe ori sărbătoarea nașterii Domnului Iisus nu este o sărbătoare din 3 motive. Și vom privi în această zi împreună, nădăjduiesc că vom reuși să ne concentrăm împreună la momentul în care Dumnezeu a coborât în Hristos în lumea aceasta, la toate evenimentele care s-au săvârșit atunci, s-au întâmplat atunci, la cei care au fost atunci acolo, și veți vedea că sunt unii dintre cei care au fost atunci acolo care n-au trăit momentul acesta al întrupării lui Dumnezeu în Hristos ca pe o bucurie, ca pe o sărbătoare. Cum foarte mulți români astăzi nu trăiesc acest moment ca pe o sărbătoare. Și am identificat 3 motive pentru care unii dintre cei ce au fost atunci, acolo, n-au trăit acest moment epocal, extraordinar, nemaipomenit, care a împărțit istoria umanității în 2 și care ne dă nădejde în fața morții, nu l-au trăit la adevărata lui valoare. Sunt 3 motive pentru care mulți dintre cei ce sunt astăzi români, creștini și își asumă treaba asta, nu trăiesc nașterea Domnului Iisus Hristos ca pe o sărbătoare. 1. Mai întâi, pentru că unii erau prea ocupați. Și am să vă dau aici un exemplu, mă refer la patronul acelui han numit în textul de față casă de poposire. Și sigur au fost și alții, dar ne vom referi în mod special la el. Apoi 2. Unii n-au trăit momentul acesta ca pe o sărbătoare din cauza că au fost prea obsedați de frică și de ei. Exact cum se întâmplă astăzi. Și aici mă refer în mod special la Irod. Și în al treilea rând, unii n-au trăit momentul acesta ca pe un moment de sărbătoare, pentru că, la fel ca fariseii și cărturarii, erau mult prea obosiți, obosiți spiritual vorbind, pentru că îi veți vedea pe farisei și cărturari că știau cu exactitate locul în care urma să se nască Mesia, dar n-au fost în stare să facă 12 km până acolo, cam cât era aproximativ de la Ierusalim până la Betleem. Le-au spus tot magilor: voi sunteți antrenați, veniți de departe, așa că mergeți voi până acolo. Sunt 3 motive pentru care unii dintre cei ce trăiau atunci, când cuvântul s-a făcut trup, n-au trăit momentul acesta ca pe o sărbătoare, și cu teamă vă spun, aceleași 3 motive le regăsesc în vremea noastră, în lumea românească. Suntem prea ocupați, suntem prea obsedați de noi înșine și de frică, și în al treilea rând, suntem prea obosiți. Și când spun obosiți, acum nu mă refer la faptul că mulți dintre voi sunteți extrem de odihniți prin faptul că stați acasă
Și nu mai trebuie să mergeți la școală, ci mă refer la un alt fel de oboseală, o oboseală spirituală. Și veți vedea mai exact la timpul potrivit la ce mă refer. Așadar, unii nu trăiesc momentul acesta ca pe o sărbătoare. De ce? Pentru că sunt prea ocupați. Ca și patronul acelui han, sau cum îl numește Biblia, casă de poposire. Dacă vreți să vă imaginați în vreun fel casa asta de poposire, acum că vreți, că nu vreți, va trebui să vizualizați locul acela. Era în formă dreptunghiulară, cu o intrare principală. Ferestrele nu dădeau înspre exterior, ci dădeau spre interior, înspre o curte interioară. Curtea asta interioară era ca un fel de grajd, pentru că acolo se țineau animalele. Deci, era un hotel, nici măcar nu era un hotel de două stele. Ce zic de două stele? Era de minus două stele, dacă vreți să încadrăm cumva în tiparul de gândire contemporan. Și spune Biblia că în casa asta amărâtă de poposire, în hotelul acesta al săracilor, n-a fost loc pentru Hristos. Tradiția populară românească spune că patronul acelui han ar fi purtat numele Crăciun. Cu certitudine nu-l chema Crăciun, nu știm cum îl chema, dar cu siguranță nu-l chema așa. Acum, sigur că noi, trăind acum în secolul acesta, privind în urmă, putem ușor să-l acuzăm. Dar pe de altă parte, gândiți-vă că la hotel, la omul ăsta, era întotdeauna pandemie. Nu prea erau mulți. În Betleem, Betleemul nu era o localitate cine știe ce, e adevărat, era apropiată de Ierusalim, e adevărat, era casa lui David de acolo, dar era o localitate destul de măruntă, aflată, așa cum v-am spus, la 12 km de Ierusalim. Și și-a spus el de data asta, s-a făcut acum această numărătoare, se face acest recensământ, e rost de căpătuială, e rost de îmbogățire, de data asta dau lovitura vieții mele. Cred că uitându-se la Iosif și Maria, pe care ar trebui să ne imaginăm în felul următor. Maria avea undeva până în 16 ani, Iosif cred că avea undeva la 20 de ani, chiar dacă, de asemenea, tradiția populară românească spune că Iosif ar fi fost ceva mai în vârstă, tind să cred că avea undeva până la 20 de ani. Biblia nu ne vorbește deloc despre vârsta lui, dar știm sigur că a fost un om muncitor, ca dovadă catolicii l-au și făcut patronul muncitorilor, îl sărbătoresc de 1 mai, și Iosif și Maria au trebuit să facă o călătorie, spune Biblia, de la Nazaret, de unde erau ei, până la Betleem. Acum, Maria urma să nască, distanța de la Nazaret până la Betleem e undeva până la 150 de kilometri. În condițiile de atunci, în condițiile în care trebuiau să călătorească foarte greu, călătoria aceasta a durat undeva între o săptămână și 10 zile. Acum, când mă uit la cei proaspăt căsătoriți, care au primul lor copil, îi văd de obicei pe tătici, mai ales venind și la biserică, foarte pregătiți, cu două landouri, cu un arsenal de biberoane. Nu vă imaginați că în vremea aceea lucrurile stăteau așa. Iosif și Maria, oameni simpli, de la țară, săraci, trebuiau să facă această călătorie extrem de grea, de 150 de kilometri, pe un relief accidentat, greu. Și-au ajuns la Betleem, și când au ajuns la Betleem, s-au dus la hotel, la han, la casa aceea de poposire, și probabil hangiul, uitându-se la ei, și-a zis, de la oamenii ăștia prea mulți bani, nu. Și atunci au zis, a zis atât hangiul cât și ceilalți care probabil erau pe lângă el, să vină alții, ăștia sunt prea săraci. Știți ce învăț eu din asta? Învăț că de multe ori Dumnezeu ne oferă oportunități pe care noi le ratăm. De multe ori Dumnezeu ne întinde mâna, Dumnezeu într-un fel sau altul ne oferă o ocazie în viață pe care noi o ratăm, românii experți în asta. N-aș vrea ca seara aceasta, dragul meu tânăr, tânără dragă, să fie o seară, o oportunitate pe care Dumnezeu ți-o oferă să te pocăiești, pe care tu să o ratezi. Omul ăsta, pe care v-am spus că tradiția populară românească îl numește Crăciun, nu cred că a fost un om rău. Cred că pur și simplu a fost un om ocupat. Și noi trăim într-o societate nu doar capitalistă, trăim într-o societate consumistă, în care de dimineața până seara muncim să avem lucruri de care n-avem nevoie, să ne luăm un telefon de care n-avem nevoie, să ne cumpărăm o mașină mai tare, de care nu avem întotdeauna nevoie, să ne mai facem o cameră la casă, muncim de dimineața până seara, ratând de foarte multe ori oportunități pe care Dumnezeu ni le oferă.
De prea multe ori, ocupați de aici și acum, uităm de fapt că Dumnezeu ne întinde mâna și știți de ce? Pentru că nu ne uităm prea mult în sus. Trec pe lângă noi o mulțime de asemenea oportunități. Unul din momentele care m-au mișcat pe mine ca și predicator, de la care am pornit și mi-am dorit să fiu evanghelist, pentru că inițial când m-am dus la școală am vrut să merg la filozofie, am vrut să fac altceva, am vrut să fiu teolog, nu știu, am vrut să fiu multe, dar îmi amintesc că în anul 3 de facultate m-am dus să fac practica undeva în județul Ialomița, în localitatea Bărcănești, am predicat Evanghelia acolo, în stradă, și dintre ăia care erau pe acolo era un băiat cu numele Marius, pe care nu-l voi uita niciodată, care s-a predat la o predică, imaginați-vă, o predică rostită undeva la marginea șanțului, fără microfon, fără niciun sistem de sonorizare, acolo băiatul acesta și-a predat viața, au mai fost încă câțiva oameni, dar mi-a zis ceva, era vara, eram în vacanță, eu eram în practică pastorală, mi-a zis așa, să treacă vara asta și de la toamnă, când mă duc acasă, când începe școala, eu mă pocăiesc. Și acum vă mărturisesc un lucru. N-a fost un șoc mai mare pe care să-l fi resimțit în perioada aceea, ca vestea pe care am primit-o imediat după ce am plecat de acolo, perioada pe care am petrecut-o acolo a fost de aproximativ o lună de zile, la câteva zile după ce eu am plecat de acolo, pastorul din localitate mi-a spus, știi, Marius, care venea, care s-a predat, care a mai venit de câte ori am mers noi acolo, pe drumul de aici, înspre București, când s-a dus acasă, a avut accident și a murit. O săptămână întreagă m-am întrebat și am spus lui Dumnezeu, Doamne, am făcut oare tot ce ar fi depins de mine ca omul ăsta să fie mântuit? Și am avut o grămadă de procese de conștiință, eram foarte tânăr, idealist, îmi doream ca toți oamenii cu care vorbesc să se pocăiască, eram în stare să predic Evanghelia mult mai mult decât o fac acum, aveam o râvnă extraordinară și m-am întrebat, Doamne, oare am făcut tot ceea ce depinde de mine? Și mi-a rămas evenimentul acesta și de la acest eveniment Dumnezeu a clădit în viața mea dorința asta de a predica Evanghelia și de a vedea cât mai mulți oameni care să se întoarcă la Hristos. Pentru că vreau să vă spun ceva, sunt în viața noastră oportunități pe care Dumnezeu ni le oferă, dar pentru că suntem prea ocupați, le ratăm. Și nu există perioadă în care să fim mai ocupați ca de sărbători. Nu există timp în viața noastră în care să ne facem timp de orice altceva în afară de Iisus Hristos. Ia imaginează-ți, dragul meu tânăr, că la ziua ta, la ziua ta de naștere, toți prietenii tăi s-ar strânge și ar sărbători împreună ziua ta. Și tu n-ai aflat, te-ai întâlnit cu unul dintre ei pe stradă și l-ai întrebat, unde te duci? Mă duc la ziua ta. Păi cum adică vii la ziua mea? Că, da, pe mine nu m-ați? Nu. Am hotărât să ne strângem cu toți prietenii tăi și să sărbătorim împreună, să ne cântăm unii altora la mulți ani. Privind la felul în care lumea celebrează astăzi întruparea lui Dumnezeu în Hristos, mă gândesc că seamănă enorm de mult cu imaginea aceasta. O mulțime de oameni care se felicită unii pe alții. Ne felicităm unii pe alții, ne urăm unii altora la mulți ani, fii binecuvântat și uităm de fapt că în centrul vieții noastre, în centrul sărbătorii noastre, trebuie să rămână cel care este sărbătorit. Eu vă mai întreb ceva, cât de mult timp mai avem noi pentru Hristos în vremea aceasta? Eu sunt îngrozit cât aud și stânga și dreapta spunându-mi se același lucru. N-am timp de rugăciune, n-am timp să slujesc, n-am timp. Acum anul ăsta e cum e, că e pandemie, dar în alt an am zis, hai să organizăm să mergem, nu știu până unde, să mergem în spital. Vine careva? Au venit doi. Din câteva sute. Știți ce a spus Domnul Iisus la un moment dat? Le-a spus ucenicilor lui când era în grădina Ghețiman, n-ați fost în stare să vegheați împreună cu mine cât? Un ceas. Știți ce m-am gândit? Mă gândeam că dacă toți pocăiții, și majoritatea dintre voi sunteți din familii de oameni credincioși, dacă toți cei care spun că sunt creștini ar aloca rugăciunii în fiecare zi un ceas, ce revoluție spirituală ar începe? Ce trezire spirituală despre care cu toții cântăm, da? Da?
dar justificarea noastră perfectă, ideală, e că n-avem timp. Avem timp de pom, avem timp de colind, avem timp de net, avem timp de Instagram, avem timp de Facebook, dar mai puțin timp pentru Hristos. Și sună atât de trist ultima propoziție din textul pe care l-am citit, zice, și în casa de poposire nu era loc pentru el. Vreau să te întreb, dragă tânără și drag tânăr, e loc pentru Hristos în viața ta? Eu mă uit la generația de dinainte și acum e puțin ciudat să fiu eu nostalgic, dar mă uit la generația de dinainte care nu au fost neapărat penticostali, ci au fost ortodoxi. E o emisiune pe care cu siguranță ați văzut-o, dacă nu la televizor, pe YouTube, se numește Izolați în România, mi se pare. Și prezintă o mulțime de oameni în vârstă care stau în vârf de munte într-un sat care a rămas doar cu 1, 2, 3 locuitori. Și ce mi se pare fabulos e că oamenii ăștia care nici măcar nu sunt penticostali sau baptiști sau evanghelici sau ceva de felul acesta, ci cei mai mulți dintre ei sunt ortodoxi, din două, trei cuvinte întotdeauna ajung la Dumnezeu. Absolut, nu de mult am văzut o emisiune care mi s-a părut fabuloasă. Reporterul tot întreba pe o doamnă de vreo 90 și ceva de ani. Și cum e aici? Și ea zicea, Domnul Iisus e cu mine. Și cum vă descurcați? Duhul Sfânt mă ajută. Și la un moment dat, efectiv, reporterul, încercând să schimbe cumva subiectul, pentru că absolut despre orice vorbea ajungea tot la Iisus Hristos și tot la Dumnezeu, o întreabă de animalele pe care le avea acolo pe lângă casă, avea un măgăruș și avea niște oi. Și zice, tanti, da, măgărușul? Păi da, zice, am păstrat un măgăruș pentru că și Domnul Iisus, când a intrat în Ierusalim, a intrat pe un măgăruș. Și noi care spunem că suntem credincioși, penticostali, și tata și mama penticostal, și noi care suntem cu Biblia, cât timp ne mai facem pentru Hristos în viața noastră? Cât de mult relația noastră cu Hristos ocupă din viața noastră? Sau cât de importantă e relația cu Hristos în viața noastră? Cât de mult ne rugăm? Cât de mult citim din Biblie? Sau ne mințim că suntem prea ocupați, că trăim în secolul acesta consumist în care alergăm să avem, să avem, să avem, să avem cât mai mult și în casa de poposire și în casa sufletului nostru nu mai e loc pentru Hristos. Și atunci, pentru că nu mai e loc pentru Hristos în viața celor mai mulți români, și o spun cu durere asta, trece și acest moment și nu mai este o sărbătoare. Și nu-l trăiesc ca pe o sărbătoare și aud pe mulți plângându-se și spunând, mă, zici, o trecut și Crăciunul ăsta, dar parcă nu știu cum o trecut, n-a fost niciun fel de sărbătoare. Motivul pentru care unii trăiesc întruparea lui Hristos ca pe un moment care nu-i sărbătoare e că suntem mult preocupați cu orice altceva în afară de Hristos. Rugăciunea mea în seara aceasta este, Doamne Iisuse Hristoase, adu bucuria prezenței tale în orice viață, în orice suflet, în fiecare suflet din locul acesta și mă rog ca în această seară, dacă Hristos n-a coborât încă în iezlea inimii tale, să coboare în mod real. Să știți că iezlea aceea n-a fost nici pe departe atât de frumoasă pe cât o avem noi astăzi aici. Iezlea în care s-a născut Hristos a fost undeva un loc destul de rece, sculptat într-o stâncă, scobit într-o stâncă. Acolo a coborât Fiul lui Dumnezeu. Pentru ca noi în această zi să fim aici. Putem trăi acest moment ca pe o sărbătoare în mod real, dacă nu vom fi prea ocupați. În al doilea rând, aș vrea să vedem al doilea motiv pentru care unii dintre cei ce au fost atunci, acolo, n-au trăit întruparea lui Dumnezeu în Hristos ca pe o sărbătoare. Al doilea motiv e că de prea multe ori suntem obsedați de noi și mai suntem obsedați de ceva, mai ales acum, de frică. Și dacă sunteți amabili și știu că sunteți, uitați-vă în Evanghelia după Matei, în capitolul al doilea, de la versetul 1 până la versetul 3, vă citesc ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici, fiți atenți doar la citire. Cuvântul lui Dumnezeu ne-i prezintă aici pe magi. Și spune Biblia că după ce s-a născut Iisus în Betleemul din Iudeea, în zilele împăratului, îl numește Biblia împărat, îi face o concesie. De fapt, Irod se auto-intitula împărat. El nu era împărat, era guvernator al Iudeii. Lui îi plăcea să spună despre el că e împărat. De fapt, el moștenea această provincie romană de la tatăl său, Antipater, care a făcut niște servicii Romei și din cauza asta el era cumva acolo guvernator. Auto-intitulatul lui împărat Irod. Iată că au venit niște magi din răsărit la Ierusalim. Biblia nu ne spune câți magi au fost.
Bănuim că au fost trei. De ce? Că au fost trei daruri. Dar fiecare dar simbolizează ceva din ceea ce înseamnă personalitatea Domnului Iisus. Dar pe de altă parte mă gândesc că dacă e așa, cumva de bun simț, când vii la cineva, nu? Să sărbătorezi ziua cuiva, nu să vină mai mulți cu un dar. Să mai întâmplă și treaba asta. Deci presupunem că au fost trei, nicăieri Biblia nu ne spune asta. Versetul al doilea zice, și-au întrebat, unde este împăratul de curând născut al iudeilor? Fiindcă i-am văzut steaua în răsărit, nu știm cum stau lucrurile cu steaua aceasta, dacă mă întrebați pe mine, știu că astăzi, zilele acestea, se vorbește despre conjuncția două planete, cred că vă aduceți aminte că trăim cea mai lungă noapte din an, se vorbește despre conjuncția unor planete și că, de fapt, atunci ar fi fost vorba de o lumină venită de la această conjuncție. Dacă mă întrebați pe mine, nu-i vorba de nimic altceva decât de o minune dumnezească. Deci n-a fost nicio conjuncție planetară, cel puțin asta e părerea mea. Rămâne să vedem în cer. Fiindcă i-au văzut steaua în răsărit, zice, i-am văzut steaua în răsărit și am venit să ne închinăm lui. Și apoi versetul al treilea, când a auzit împăratul, încă o dată, cred că îi place mult să se numească așa, cu toate că nu era împărat, ci el se numea și împăratul iudeilor, cu toate că nu era nici iudeu, ci taică său edomit, maică sa de origine arabă. Când a auzit împăratul Irod acest lucru, spune Biblia că s-a tulburat, sau se poate traduce s-a panicat, a intrat în panică, cum intră mulți acum cu pandemia asta. S-a tulburat mult și pentru că s-a tulburat Irod, tot Ierusalimul s-a tulburat împreună cu el. Nu întâmplător tremură tot Ierusalimul. Pentru că cei care locuiau în Ierusalim știau cât de periculos e momentul în care Irod se panichează. Din istorie știm că la un moment dat și-ar fi ucis doi dintre fii care ar fi putut să ia locul la tron, de asemenea și-ar fi ucis o soție și o soacră și alți membri din familie, pentru că omul acesta era obsedat de două lucruri, trăia două sentimente extrem de contemporane. Pe de o parte, trăia la maxim o frică de a-și pierde autoritatea de conducător. Și pe de altă parte, era extrem de egoist. Iată două motive pentru care și astăzi mulți dintre cei care spun că sărbătoresc, nu sărbătoresc. De ce? Pentru că la fel ca Irod, suntem obsedați de două sentimente. Mai întâi, de frică. Și în al doilea rând, de noi înșine. Nu cred să fi fost vreo generație mai obsedată de sine ca generația aceasta. Și vă spun cu tot dragul, și după ce termin predica, am plecat rapid. Spune Biblia că Irod s-a panicat. Și odată cu el s-a panicat tot Ierusalimul. De fapt, Irod acesta, știm de la Iosif Flavius, că înainte să moară, știind că nu-i prea iubit în popor, a dat un ordin ca în fiecare casă ceva mai răsărită din Ierusalim să fie ucis un bărbat, pentru că a spus el, atunci când eu voi fi înmormântat, aș vrea să fie lacrimi pe străzile Ierusalimului. Și știind că a trăit cum a trăit, a zis, oamenii cu siguranță nu vor plânge după mine, dar măcar așa știu sigur că vor plânge dacă în fiecare casă ceva mai răsărită va muri cât un bărbat. Și individul acesta era dominat de frică, motiv pentru care nu a putut să trăiască momentul întrupării lui Dumnezeu în Hristos. A zice că motivul pentru care mulți anul acesta nu vor sărbători e frica. Dacă vă felicit pentru ceva în această seară, e că ați avut curajul să veniți în locul acesta și împreună să vă închinați lui Dumnezeu. Eu nu spun să fim iresponsabili, ca dovadă am respectat tot ce se putea respecta. Ci eu vă spun în felul următor, faceți tot ceea ce depinde de voi și puținul vostru, apoi puneți-l în mâna lui Dumnezeu. Fiți la fel ca tânărul acela de altă dată care, într-o criză în care nu era cine să dea de mâncare, nu era mâncare și Domnul Iisus a predicat ceva mai mult, vine cu puținul lui, cu câțiva pești și câteva pâini și puținul lui în mâna lui Hristos devine mult. Când Irod află de pruncul de curând născut, sunt convins că lui Irod nu i-a fost frică atât de mult de un copil, ci era frică de ceea ce acest copil putea să devină. Mai zic o dată și o zic puțin mai apăsat, că la noi la Pentecostale, dacă nu le spui lucrurile destul de apăsat, parcă nu au impactul care trebuie să-l aibă. Vă zic așa, lui Irod nu era frică de ceea ce reprezenta atunci Iisus, era doar un copilaș, ci lui era frică de ceea ce știa că poate să devină. Cum diavolului s-ar putea să nu-i fie frică de ceea ce ești azi și uitându-te la tine să spui, Doamne, sunt slab din punct de vedere spiritual, dar el știe foarte bine ce poți tu deveni dacă îți încredințezi viața în mâna lui Dumnezeu.
Chiar dacă astăzi ești puțin din punct de vedere spiritual, chiar dacă astăzi nu ești prea grozav, chiar dacă astăzi nu ești un mare om al rugăciunii, chiar dacă astăzi nu știi Biblia prea bine, chiar dacă viața ta de pocăință și de credință nu e chiar așa cum ar trebui să fie, dar îți garantez ceva, puținul acesta al tău, dacă îl pui în mâna lui Dumnezeu, puținul acesta poate deveni mult. De aceea, nu vă fie frică. E mesajul pe care l-au adus primii colindători, e mesajul pe care vreau să vi-l transmit acum, în această seară în care mulți trăiesc ghidați de frică. Nu vă fie frică. Viitorul nostru este în mâna lui Dumnezeu. Și apoi, n-ați trăit voi în biserici unde toată copilăria, eu cel puțin am auzit, Maranata, vine Domnul, slăvit să fie El. Dacă tot n-am putut să vedem Geneza, e tare că putem trăi Apocalipsa. Nimeni n-a zis amin aici. De ce să-ți fie frică? Te gândești cu frică acum la anul 2020, 2021, unii spun, ce a fost 2020? Să vedeți, tulpini în anul 2021. Ce se va întâmpla cu mine? Poate că ești clasa 12 și te gândești cum o să dai bacul. Te gândești că e online, parcă e mai ușor așa. Te gândești la ce va fi cu viitorul tău, se resetează lumea, auzi, vine vaccinul, ce o să fie cu vaccinul și sunt o mulțime de frici pe care oamenii le trăiesc în vremea aceasta. Oameni buni, faceți-vă treaba, treaba voastră e ca puținul pe care voi îl aveți, treaba noastră e ca puținul pe care noi îl avem, să-l punem în mâna lui Dumnezeu. Nu încurajez la irresponsabilitate, nu spun aruncați-vă în față fără să gândiți, ci spun în felul următor, încredeți-vă în Dumnezeu. Mai zic o dată, încredeți-vă în Dumnezeu. Noi n-am primit un duh de frică, ci unul de înfiere. Am fost înfiați prin credința noastră în Iisus Hristos. Și duhul acesta de înfiere ne face în această seară să strigăm Ava, adică Tată. Viața mea e în mâna Tatălui Ceresc. Motiv pentru care, indiferent de ce s-ar întâmpla, dacă n-am avut oportunitatea să văd cum Dumnezeu creează lumea aceasta prin puterea cuvântului Său, cel puțin să mă bucur că trăiesc Apocalipsa. Slăviți să fie Domnul pentru toate. Dar mai e un sentiment, un sentiment care îl împiedică pe Irod. E egoismul. Dacă ar fi părinții voștri astăzi aici, sper că ne privesc online, nu știu unde e camera, vreau să mă uit înspre cameră, se focalizează. Dragi părinți, dacă ați făcut o greșeală, nu cu copiii de aici, cu cei pe care i-ați ținut acasă, dacă generația voastră, dragi părinți, a făcut o greșeală, cu generația noastră, a mea, e că dacă n-ați avut voi, a zis să avem noi. Și ați creat generația selfie, îndopată de sine. Cu toate că Hristos a zis, dacă vrea cineva să mă urmeze pe mine, primul lucru pe care trebuie să-l facă este să se lepede de sine. N-am avut eu, să aibă el săracul. Și trăim cu sentimentul că totul mi se cuvine. Telefonul ăla, a apărut iPhone 17. Să lucreze mama de dimineața până seara, să lucreze tata, mai poți lucra, câte? 12, 2 ore mai poți, te văd, încă poți. Să am eu telefon și să am mai multă tehnologie decât avea NASA în 1980, pentru ce? Nu spun să nu-l ai dacă meriți prin munca ta, dar altfel. E tot mai mult o generație care crede că totul îi se cuvine. Motiv pentru care e foarte greu să faci de multe ori voluntariat în generația asta. Vreau să vă spun ceva, dacă trăim vremelnic prin ceea ce primim, vom rămâne veșnic prin ceea ce oferim. N-am zis-o nici asta de aceea mai zic o dată. Dacă trăim pentru o vreme lumea aceasta, prin ceea ce am primit de la alții, vom trăi veșnic prin ceea ce oferim. Și te îndemn în această seară, primul lucru, oferă-ți viața lui Hristos. Și apoi nu trăi doar pentru tine. Aud prea des treaba asta, sunt dator să fiu fericit. Chestia asta mă exasperează. Sunt dator, domnul pastor, să fiu fericit. De aceea am divorțat. Sunt datoare să fiu fericită. De aceea am divorțat. De ce? Pentru că e tot mai mult o generație care trăiește doar pentru propria fericire, mai puțin pentru fericirea celorlalți. Eu să fiu fericit. Auzeam de
sărbătoarea nașterii Domnului, acum 2 ani, mi se pare, de un copilaj care a murit în grija bunicilor. Părinții au plecat în Italia și l-au lăsat la bunici. Și bunicii au fost bătrâni și nu s-au putut ocupa de el și copilajul ăsta a murit efectiv de foame. Și m-am gândit, Doamne, suntem o generație care trăiește tot mai mult doar pentru propria plăcere. Și atât. Să mă simt eu bine, nu mă interesează de restul. Eu să mă simt bine. Că părinții muncesc de dimineața până seara, până când nu mai pot și se duc dintre noi, prematur. Că toți ceilalți sunt de fericiți și dureros, câteodată chiar în familie. Pentru propria fericire călcăm pe fericirea celorlalți. Irod face parte din generația asta selfie și el nu poate să simtă cu adevărat sărbătoarea din cauza că trăiește doar pentru sine. Și vreau să vă spun ceva, o să simțiți sărbătoarea nașterii Domnului cu adevărat sărbătoare când veți începe să vă dedicați altora. Am trăit cel mai tare Crăciun, dacă vreți să vorbesc așa, știu că unii se potignesc în cuvântul Crăciun, de aceea l-am evitat, tăiați la montaj. Nu, n-am putut nici cum. Nu-i păcat să zici Crăciun. Explicațiile le dăm altă dată. L-am trăit cel mai tare moment al nașterii Domnului Iisus, al întrupării, să vorbesc teologic corect, într-un spital, când m-am dus să vizitez pe cineva, Duhul Sfânt mi-a spus să mă duc. N-am auzit o voce groasă să zic asta e vocea Duhului Sfânt. Și în adâncul ființei mele, în ziua aceea, Duhul Sfânt mi-a vorbit, du-te în spital. Știi ce m-am gândit? A zis, bă, încep să aud voci. Eu sunt o persoană destul de rațională, în mod normal. Am zis, mă, ceva nu e în regulă. Și Duhul Sfânt îmi vorbea, du-te în spital. Și am zis, Doamne, uite, fac compromisul ăsta, dacă Tu spui să mă duc, mă duc. Dar dacă cumva e vreun moment din ăsta mai ciudat, care mă pune pe mine într-o situație jenantă, să știi că eu am plecat rapid. Mi-aduc aminte, am urcat în lift, am ajuns, mi se pare, la etajul al 5-lea sau al 4-lea, nu mai știu exact, și știu că am intrat în primul salon. Și când am intrat în primul salon, dar înainte de a intra acolo, am zis, Doamne, dacă e ceva ciudat, am ieșit și am plecat, că nu vreau să mă fac de râs. Și când am intrat în primul salon, era un frate în vârstă acolo, am știut că e frate după salutul pocăiesc pe care mi l-a adresat, un salut pocăiesc și evreiesc, pentru că noi de acolo l-am preluat, pacea Domnului, frate. Și când mi-a zis pacea Domnului, mi-a zis, așteptam de mult să vină cineva la mine. Copiii îmi sunt plecați din țară. Soția mi-a murit. Pe dumneata te cunosc pentru că te-am văzut la predică. Și m-am rugat zilele acestea și i-am zis lui Dumnezeu așa, Doamne, dacă mă iubești și-ți pasă de mine, trimite pe cineva. Și nici n-am apucat să intru bine acolo, că omul ăsta, cum a văzut, a fost plin de bucurie. N-a fost o sărbătoare a nașterii Domnului Iisus mai plină de satisfacție, mai plină de bucurie ca sărbătoarea aceea. Dacă vreți să simțiți sărbătoare, că tot vă plângeți că trec sărbătorile, zice, ori trecut și sărbătorile astea, dar parcă n-au fost. Știi de ce? Pentru că ai trăit doar pentru fericirea ta. Pentru că ai zis, unde merg să mă distrez anul ăsta? Ce voi face să mă simt eu bine? Și totul se învârte în jurul tău și în jurul satisfacției tale de moment și în jurul fricilor tale, motiv pentru care sărbătoarea nu mai este o sărbătoare, dar când vei înțelege că trăiești vremelnic prin ceea ce ai primit de la alții și veșnic prin ceea ce oferi, vei simți o bucurie pe care n-ai experimentat-o vreodată. De ce sărbătoarea asta nu mai este o sărbătoare? De ce? Pentru că suntem prea ocupați ca și hangiul, pentru că suntem prea obsedați de frică și de noi ca Irod. Și în al treilea rând, și acesta e al treilea punct, dar vă rog frumos, nu ziceți amin, că o iau personal și termin acum. Și poate mă întâlnesc din nou în parcare cu... Erau niște tineri când am ajuns eu, care vorbeau între ei, unul simpatic, nu știu dacă a intrat în biserică sau... Era în fața bisericii, zice, cine vine, Adi Mocanu sau Dani Mocanu? Omul avea o dilemă existențială, auzi el ceva... Vreau să specific, Adi Mocanu. Dacă unii vă mai întrebați încă, bă, cine... Că v-am văzut așa... Al treilea punct. Sărbătoarea nu mai este sărbătoare pentru că suntem prea obosiți. Matei capitolul 2, de la versetul 4 la 6, ascultați.
Irod, când a fost întrebat de magi, unde este împăratul de curând născut al iudeilor? A adunat pe toți preoții cei mai de seamă și cărturarii norodului și a căutat să afle de la ei unde trebuia să se nască Mesia. În Betleemul din Iudeea, parcă le aud vocile groase de predicatori, i-au răspuns ei, căci iată ce a fost scris prin prorocul Mica, în capitolul 5, în versetul al doilea. Și tu, Betleeme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată dintre căpetenile lui Iuda, căci din tine va ieși o căpetenie, un conducător, un lider, care va fi păstorul poporului meu, Israel. Vreau să mă uit la voi, inclusiv la cei care sunteți la balcon. Fariseii și cărturarii suntem noi, pocăiții de astăzi care știm Biblia atât de bine, dar o aplicăm atât de puțin. Cărturarii și fariseii, spre deosebire de magi, știau perfect ce spunea profetul Mica. Magii habar n-aveau. Motiv pentru care s-au dus la Irod, s-au gândit, mă, se naște un rege, în mod normal ar trebui să se nască în capitală, mergem și vorbim cu conducătorul acestei țări. S-a născut cineva în familia dumneavoastră? Nu, nu s-a născut nimeni. Ei nu știau cât de obsedat este Irod. Habar n-aveau de omul ăsta. Și Irod, cum află, pozează în închinător, cum pozează mulți în vremurile noastre. Imediat își cheamă armata de teologi, de cărturari, de farisei. Și ăștia știau la perfecție Biblia. Și vorbind cu magii, probabil că, nu știu, au făcut legătura într-o profeție din Vechiul Testament, îi întreabă pe magi, voi de unde veniți? Venim din zona Babilonului. Suntem magi. De unde au știut magii aceștia? Probabil au știut de la Daniel, pentru că voi care cunoașteți Biblia știți că a fost o perioadă în istoria Babilonului când șef al magilor a fost Daniel, omul lui Dumnezeu. Și probabil Daniel le-a fi spus magilor, vedeți că va veni o vreme când Dumnezeu va coborî, când Dumnezeu va trimite un mântuitor. Iată o stea răsare din Iacov, citind ce spune Cartea Numerilor. Și magii au păstrat din generație în generație cuvântul lui Dumnezeu și au urmărit ceea ce le-a spus Daniel. Ce interesant! Nu știau multă Biblie, dar știau puțin și cât au știut, au fost gata să pună în practică și au zis, de dragul împăratului de curând născut, care nu este un simplu împărat, ci care este Fiul lui Dumnezeu, suntem gata să facem câteva mii de kilometri. Fariseii și cărturarii n-au fost în stare să facă 12 kilometri, zic unii alții, 7, habar n-am. Depinde, unii spun că în vremea aceea distanța dintre Betleem și Ierusalim era doar de 7 km, astăzi e de 12 km, n-are importanță, toate detaliile geografice nu contează, dar ce-i dureros e că oamenii ăștia știau Biblia, dar nu sunt în stare să meargă ei, ci la rândul lor, împreună cu Irod, le spun magilor, dacă tot v-ați făcut antrenamentul atâta mari de drum, faceți voi și drumul până acolo și vedeți despre ce e vorba, dacă s-a împlinit cuvântul, o merge și noi să ne închinăm. Mă regăsesc în oamenii ăștia, de ce? Pentru că oamenii ăștia știau atât de multă Biblie, dar nu sunt în stare să aplice aproape nimic. De ce? Toți știm că trebuie să ne rugăm. Cât ne rugăm? Toți știm că trebuie să citim din Biblie, dar cât citim din Biblie? Toți știm că trebuie să ducem o viață sfântă, dar câți dintre noi, așa cum spune Biblia, ne dăm toată silința, adică depunem tot efortul nostru ca să ducem o viață plăcută lui Dumnezeu? Suntem o generație obosită. Nu văd oameni mai obosiți ca în biserică nicăieri. Am încercat explicații, am prieteni, oameni de știință, experți în fizică, i-am întrebat, o fi vreo explicație? Puterea de gravitație a Pământului o fi mai mare la adunare? E ceva? Habar n-am. Știm mult. Sigur predic asta o știați. Informațiile pe care vi le-am dat, cu certitudinile cunoșteați la perfecție, Google-ul imediat vă informează și distanțele din kilometri, și unde e Betleemul, și unde e Nazaretul, ați văzut și pozele, poate unii dintre voi ați fost deja acolo, știm mult și vreau să mă apropii de voi, știți mult, dar suntem generația care știe mult și face puțin. Am mulți prieteni medici și povestea în urmă cu vreo 2 ani, un prieten de-al meu medic, despre un copil cu numele Emanuel, care a murit în urmă cu vreo 2 sau 3 ani într-un spital din Oradea din cauza
unei boli, părinții lui fiind oameni săraci, nu și-au permis să vină să stea lângă el. Trebuia să muncească de dimineață până seara, avea o grămadă de prunci și Emanuel avea 3 anișori și era bolnav de cancer și era la secția de oncologie. Și când a murit, a murit singur. Și medicul acela, care nu-i pocăit, nu crede în Dumnezeu, e agnostic, mi-a ținut mie o lecție și mi-a zis: băiatul ăsta a murit singur în spital, câți pocăiți sunteți voi în Oradea? În fiecare stație de tramvai, măcar o biserică de pocăiți. N-ar trebui să moară nimeni singur în spital. La câte mii de pocăiți sunteți aici. Știm mult și facem puțin. De ce? Pentru că suntem prea obosiți din punct de vedere spiritual. E vremea să ne trezim în sfârșit din amorțeala asta. Era o cântare pe care o cântau de multe ori bătrânii noștri, obosiți cum erau după munca câmpului: să ne trezim, frați și surori. E timpul să ne trezim în sfârșit din adormirea asta. Știm că trebuie să fim mai pocăiți, dar parcă suntem tot mai nepocăiți. Știm că trebuie să ne rugăm, dar ne rugăm tot mai puțin. Știm că trebuie să citim din Biblie, dar parcă citim tot mai puțin. Știm că trebuie să ne implicăm și să ne dăruim altora, dar parcă o facem tot mai puțin și suntem la fel ca și cărturarii și farisei. Știți cum suntem noi? Am vrea să știm multe lucruri, dar să facem puțin. Știți ce a zis Iisus? Dacă voi nu veți striga, pietrele vor striga. Într-un an, când cu multă râvnă construiam o adunare, m-au lăsat frații din adunarea aceea, au trecut de atunci mulți ani, cu biserica decapotabilă. În sensul că a rămas fără acoperiș și vreo câțiva, că era o bisericuță micuță acolo, au zis: noi nu mai facem nimic. Fă dumneata dacă poți. Dacă te-ai pornit, fă. Vă dați seama, să rămâi cu biserica descoperită? M-am rugat, atunci vezi rugăciuni. Doamne, fă ceva, Doamne, fă ceva, Doamne, fă ceva. Și Dumnezeu a trimis la mine un om necredincios. Un om care n-avea de-a face cu nicio biserică, nici ortodoxă, nici catolică. Ăla, ba, mai mult la un moment dat, ăla a vrut să se facă membru în toate bisericile. Era un fenomen. Și omul ăla a venit la mine și mi-a zis: am visat azi noapte că trebuie să vin să-ți aduc banii ăștia, erau banii de care aveam nevoie să termin acoperișul și să mai fac câte ceva în biserică. De ce? Pentru că atunci când voi, cărturarii și fariseii, credincioșii, cei care vă asumați că sunteți copii ai lui Dumnezeu, nu veți striga, pietrele vor striga. Dacă avem senzația că noi deținem monopolul pe lucrarea lui Dumnezeu, noi că suntem pocăiți, că noi suntem, că suntem ortodoxi, că orice religie ai fi, dacă nu vei face tu ceva, va găsi Dumnezeu pe altcineva. N-aș vrea să ratez oportunitatea pe care Dumnezeu ți-o oferă. S-ar putea ca la ușa ta să bată Dumnezeu așa cum a bătut la ușa acelui Han. S-ar putea ca Dumnezeu să-ți ofere oportunitatea în seara aceasta și tu să o ratezi din orice alt motiv. Că ești prea obosit, că n-ai chef, că zici: lasă, Doamne, că-s prea tânăr, lasă că o fi altă dată. Tu știi de multă vreme ce trebuie să faci. În seara aceasta e vremea să acționezi. În seara asta e vremea să te ridici și să spui: Doamne, m-am săturat să fiu un credincios cu numele, vreau să fac ceva mai mult pentru Tine. Vreau să-mi dedic viața mai mult Ție, vreau să mă rog mai mult, vreau să citesc mai mult din Biblie, vreau să fii mai mult Domn și Stăpân al vieții mele. Aș vrea ca generația asta dormită, plictisită, obosită să fie ridicată de Dumnezeu și am convingerea fermă că nu-i mult până când vom auzi: Maranata, vine Iisus Hristos, ieșiți în întâmpinare. Și cred că Dumnezeu pregătește momentul acela cu un moment de trezire spirituală, cu o singură condiție: noi, cei care suntem copiii Lui, să fim gata să stăm la dispoziția Lui și să spunem: Doamne, stăm la dispoziția Ta, știm ce spune Mica 5:2, dar mai mult vrem să aplicăm ce spune Mica 5:2, așteptăm ca alții să facă ceea ce ar trebui noi să facem, cu toate că știm atât de mult. Vreau să facem ceva. Vreau să las muzica mai încet. Știu că urmează să mai cânte 2 colinde, dar vreau să facem ceva. Duhul lui Dumnezeu mi-a pus în suflet să fac asta și că vreți, că nu vreți, voi face. A vrea să închideți ochii unde vă aflați. Și aș vrea să te întreb simplu: este Hristos prezent în casa
sufletului tău? Altfel, sărbătoarea asta nu este o sărbătoare. Sau e sufletul tău amorțit, adormit, obosit? Dacă vrei în seara aceasta să spui, Doamne, am fost cum am fost, sunt cum sunt, dar în această seară vreau ca puținul meu să-l pun în mâinile tale. Și vrei ca lucrul acesta să se întâmple în viața ta și de astăzi să faci o promisiune lui Dumnezeu, Doamne, de astăzi încolo, mă voi ruga, de astăzi încolo, voi citi cuvântul tău. De astăzi încolo mă voi dedica mai mult ție. Doamne, vreau ca seara asta să fie o sărbătoare. Dacă vrei ca lucrul acesta să se întâmple în viața ta, acolo unde ești, aș vrea să ai curajul să te ridici în picioare. Nu voi insista prea mult, nu-i genul meu să insist și știu că nu-i treaba mea să conving pe cineva. Dacă Duhul Domnului a permis ca seara asta să vină aici, după o perioadă lungă în care n-au mai fost multe evangelizări, Dumnezeu m-a trimis pentru tine. La hanul sufletului tău, Duhul lui Dumnezeu bate în această seară. El vrea să poposească în inima ta. El vrea să coboare în sufletul tău. Și El vrea să-ți transforme viața într-o sărbătoare. El nu vrea ca sărbătoarea să fie fericită, ci tu să fii fericit. Dacă vrei ca lucrul acesta să se întâmple în seara asta, aș vrea ca împreună cu ceilalți tineri care au avut curajul să se ridice în picioare, să te ridici și tu și să spui, Doamne, vreau ca acest Crăciun să fie cu adevărat o sărbătoare. Și nu este o sărbătoare dacă Tu nu ești prezent. Și nu este o sărbătoare, Doamne, dacă eu sunt cum sunt. Și nu este o sărbătoare, Doamne, dacă pocăința mea este cum este. Și nu este cu adevărat o sărbătoare, Doamne Dumnezeule, n-aș vrea să treacă și anul acesta fără să sărbătoresc cu adevărat cu Cel care merită toată gloria, cinstea și slava. Dacă vrei în seara aceasta acest lucru să se întâmple în mod real și adevărat în viața ta, ai curajul. Alături de ceilalți care au avut curajul să se ridice în picioare, să te ridici și tu. Nu te lăsa dominat de frică, nu te lăsa dominat de egoism, nu trăi doar pentru tine, trăiești pentru o vreme prin ceea ce primești de la alții, dar vei rămâne veșnic prin ceea ce dăruiești. Și în seara aceasta îți dăruiești sufletul tău lui Hristos și în seara aceasta te dăruiești pe tine cu tot ceea ce ești lui Dumnezeu și din seara aceasta Dumnezeu e gata să lucreze cu putere în viața ta. O, nu te mai încadra în tiparul fariseilor și a cărturarilor care crescuți în familii de credincioși știu prea bine versete din Biblie pe care nu le punem în practică niciodată, unește cu credința fapta. De prea multe ori noi pocăiții trecem de la credință la cunoștință. Uniți cu credința fapta. Doamne, că s-au ridicat în picioare în seara asta. Simt că Duhul lui Dumnezeu lucrează. Ridicați-vă și voi ceilalți. Umăr lângă umăr, alături de frații și surorile voastre, alături de prietenii voștri, Dumnezeu e prezent în locul acesta. Dumnezeu face o promisiune și dă un semn, așa cum ne-a dat evreilor în vremea lui Ahaz. Ne dă un semn, un semn care urmează să se întâmple în viitor. Dumnezeu mai are de lucru în generația aceasta. Dumnezeu mai are de lucru cu poporul român. Dumnezeu tânăr drag și tânără dragă mai are de lucru în viața ta. De aceea nu te teme de epidemie, nu te teme de boală, nu te teme de ce se întâmplă în jurul tău. Dumnezeu încă mai are de lucru cu viața ta. Și câtă vreme Dumnezeu spune mai există de lucru, mai e ceva de făcut în istoria acestei lumi, n-are de ce să-ți fie frică și orice să ar întâmpla, viața ta este în mâna lui Dumnezeu. Nu trăi cu frică și egoism vremurile acestea. Doamne, mă rog pentru cei care s-au ridicat prima dată în picioare. În numele lui Iisus Hristos, Tatăl nostru din ceruri, coboară în inima lor. Doamne, îți mulțumesc că Tu ești prezent în locul acesta. Doamne, îți mulțumesc că încă o dată, Doamne, ne-ai dat harul să auzim cuvântul Tău și prin Duhul Tău cel Sfânt, în mod tainic și inexplicabil pentru mine, ai lucrat la inima celor care au ascultat și la mintea lor. Și atât de mulți tineri s-au ridicat în picioare, declarând că în inima lor e loc pentru Tine, coboară Iisuse Hristoase, Emanuele,
Doamne, Dumnezeul nostru, Tu ești cu noi și vrem să rămâi cu noi nu doar de sărbători, ci când vei rămâne în viața noastră, ne vei transforma viața într-o sărbătoare, o sărbătoare în care Tu ești sărbătoritul, rămâi Domnul vieții noastre, nu vrem să fim ca Irod, obsedați de a ne conduce singuri viața, vrem, Doamne, Dumnezeule, să lăsăm viața noastră în mâinile Tale, iartă-ne că suntem de prea multe ori obsedați în a ne conduce singuri destinele, uitând că Tu ești Domn și dacă viața mea e în mâna Ta, chiar dacă e puțină, chiar dacă e amărâtă, chiar dacă e slabă, chiar dacă este așa cum este, poate să devină mult și binecuvântat, pentru că Tu ești Cel care din puțin poți să faci mult și dacă, Doamne, uitându-ne la noi astăzi, nu suntem prea grozavi, nu suntem prea pocăiți, nu suntem așa cum ar trebui să fim, facem un lucru cu înțelepciune, puținul nostru îl punem în mâinile Tale. Lui Irod nu era frică de ceea ce era Mesia atunci, un copilaș ținut în brațe de Maria, ci lui era frică de ceea ce știa că acest copilaș va deveni. O, Doamne Dumnezeule, dacă diavolul ne tentează cu mulțime de lucruri, e că știe că dacă viața noastră slăbuță e pusă în mâinile Tale, poți face lucruri mari prin noi. Și dacă mă rog pentru ceva în generația asta, Doamne, ridică în generația aceasta oameni care să trăiască pentru Tine, oameni credincioși, oameni care să facă mari lucruri pentru Tine și oamenii aceia, Doamne, să fim noi. Uită-te la băieții și la fetele din locul acesta, la cei care ridicându-se în picioare au spus, Doamne, stăm la dispoziția Ta în această seară, stăm la dispoziția Ta în seara aceasta, fă ce vrei cu viața noastră, dacă vrei să ne trimiți undeva departe de țara asta să predicăm Evanghelia, vom merge acolo, dacă vrei să ne trimiți undeva în sudul României să predicăm Evanghelia, vom merge acolo, dacă vrei să-i ajutăm pe cei sărmani și săraci, vom face lucrul acesta, sunt la dispoziția Ta, Doamne! Dă-ne lacrimi în această seară, dar care să fie lacrimi de bucurie, dă-ne, Doamne, în seara aceasta, lacrimile pe care le aduce Duhul Tău cel Sfânt când cercetează o viață. Vrem ca plânsul acesta să fie un plâns care să aducă viață, nu vrem să fie un plâns care să aducă întristare și moarte, ci un plâns care să aducă viață, plânsul omului care se pocăiește înaintea Ta. Coboară, Doamne, în iezlea inimii noastre, o inimă care de prea multe ori e împietrită de tot felul de păcate și prin Duhul Tău cel Sfânt, Doamne Dumnezeule, prin Duhul Tău cel Sfânt, dă-ne putere ca ceea ce știm să punem în practică. Am ridicat în seara aceasta împreună un altar și pe altarul acesta am pus puțin. Dar puținul nostru pe care l-am sacrificat, te rog, binecuvântează-l Tu. Și știm, Doamne, că Tu trimiți foc din cer când noi punem ceva pe altar. Lasă să coboare focul prezenței Tale în seara aceasta. Pe altarul pe care l-am făcut împreună, Doamne, în această zi, nu e o întâlnire de concert, e o întâlnire în care împreună am ridicat un altar și pe acest altar ne-am adus pe noi și trupurile noastre și viețile noastre, puțin așa cum suntem. Și, Doamne, focul Tău a coborât. Slăvit să fim veci. Amin.